nu mai pot. Vin dimineața, mă gândesc, ca, fac, se pune instantaneu la valieră, filmat în continuu. Nu mai, jur. Da? Nu mai vreau. Deloc. Simțeai că se apropie cu pașii? Moartea. De asta zic. Totul este să fii pozitiv. Totdeauna ceea ce gândești se materializează în jurul tău. Totul se materializează, totul este să fii pozitiv. Te rog, eu nu-ți mai întind de astea la mine. Am ajuns la o asemenea limită de răbdare și de disperare din cauza unor concurenți care sunt sub orice critică, încât am fost în stare să fac o chestie care este mai departe de orice sacrificiu de sine. Și am făcut? M-am dus la casting ca și concurent. Întreabă-mă de ce nu sunt pe scenă și sunt aici. De ce nu ești pe scenă și ești aici? Pentru că n-am trecut de preselecție, de ce mă întrebi? Cui s-a spus nu? Adică a fost la momentul la care aș vrea să vin cu un kalașnikov și să-i omor? Vă puneți un costum haios? No, nu. Te contrazic, nu există preselecție la umor. Mi-am dat seama asta de cel puțin două sezoane. Totul e o bătaie de joc. Nu există? Nu cred. Mă relaxez și eu. Atenție, începem?